încercam să plec la București, dar am așteptat să mă sunați. Dar ce treabă... ce șmecher. Dar ce treabă ai tu la București din Câmpina? Mă văd cu un client. Am înțeles. Te mai vezi dacă vei câștiga? Da. Sau îl suni și spui, tati... Nu, nu pot, pentru că e un băiat bun și plătitor. Dar ce afacere? Adică ce business ai? Sunt un mic antreprenor. Și ce antreprenoriezi? Hai, frate, zic că scoate cu cleștele cuvintele. Producător de mobilier, tâmpărie din lemn. Ia să notezi, Adit, telefonul dânsului, că facem o... poate facem o lucrare. Și eu sunt băiat bun și plătitor. Rămâne de văzut. Da. Da. Nu te lua după aparențe. Da. Bine. Ce? Mai ești cu cineva acolo? Cu soția. Soția pe care o cheamă? Ana. Ana. Bună, Ana. Bună. Asta e. Așadar, echipa Andrei și Ana intră astăzi în concurs de la 300 de euro. Aveți o țintă sau vedeți cum merge treaba? Nu, nici nu ne așteptam să fim sunați. N-avem. Dar acum, dacă ar fi să fie când te gândești 300, 600, 1200, 2400 de euro, 4 întrebări, 6 ori 4, 24 de secunde. 24 de secunde, practic 100 de euro pe secundă. Care e planul? Mergi până la capăt sau... Habar n-am, nu știu, depinde și de întrebările pe care le pune Luca. Trebuie să decizi înainte de întrebare dacă asta mergi mai departe. Asta știu, dar sperăm să trecem de prima întrebare, să vedem cum e și... Deci totul depinde de Luca în dimineața asta. Hai să vedem cum e cu prima întrebare. Pui prea multă presiune pe mine. E ok. Hai, Andrei, să vedem. 300 de euro. V-a plăcut chimia la școală? Nu prea. Dar dă-mi vânt după. De care, mă, organică sau anorganică? Toată chimie. Fiți atenți, Andrei și Ana, că nu e greu deloc. Pentru 300 de euro. Trebuie să ne spuneți ce element chimic are simbolul Ca. Cornel, Ana. Ca. Calciu. Asta e, că sunt și ascultători care ne păcălesc. Încearcă să ne înșele așteptările. Erai foarte bun la chimie, a? Nu! Ai văzut ce întrebare simplă? Ai văzut ce repede ai știut? Deci am știut. E bine. Ai deja 300 de euro. Andrei, să știi, sunt banii tăi. Ai câștigat la dublu sau nimic astăzi. Mai ai 3 întrebări. Încă 3 pași. Merge mai departe. Așa, tăticule, bravo. 600 de euro. Păi se poate. Dacă chimia zici că nu v-a plăcut sportul, vă place? Ne place, ne uităm la el. Asta e ideea, da. Deci nu joci sport. Asta e întrebarea ce urmează. A fost inițial prima, dar Vlad a zis că e grea. Și am mutat-o a doua. Eu zic că e simplă. Rămâne de văzut acum, Andrei și Ana, cum vă descurcați voi. Pentru o mulțime de bani, 600 de euro, să ne spuneți ce culoare are fundalul steagului olimpic. Albastru. Alb. Ne plac. Cred că trebuie să apelăm la VAR. Nu trebuie să apelăm la niciun VAR, stai liniștit. Cred că s-a auzit începutul de ape, ultimul frame de sunet. Da. Albastru sau alb? Hotărâți-vă. Nu, stai așa. Albastru ăsta e albastru ca lumea sau e bleu? Azuriu. Să ne spună, Ana, câte tipuri de albastru există. Chiar am vrea să știm. Hai, zi. 3, 4? Păi spune-le. Numește-le. Albastru, bleu, bleu marin... Nu mai știu. Și încă una dai scapă. Oricum, răspunsul, ultimul vostru răspuns luat, pe care cel pe care îl luăm în considerare, este alb. A venit fix cum zice Vlad pe ultima fracțiune. Ați început să a spus Andrei alb. Da, că Ana tot spunea, dar Andrei a rostit târziu. De asta am zis de var, că eu n-am... Păi deja nu mai avea încredere în ea, că tot ea i-a spus albastru. Andrei, să fii, când zice nevasta ceva, ești foarte sprinten imediat pe ei. Ezitările nu și-au locul. Da, nu și-au locul. Ezitările sunt suspecte.
Zice Ana ceva? Deci să-ți fie învățătură de minte de acum, da? Da, clar. Bine. Răspunsul pe care îl luăm de la tine în considerare este alb. Corect. Și alb e și steagul. Și a avut dreptate Vlad că e greuță. Eu ziceam că asta e floare la ureche. Dar uite că le-ai pus probleme. Adică, na. Eu le-am pus, tu le-ai pus probleme. Le-ai pus probleme că ai pus-o a doua. Dacă era prima, venea mai ușor. Bun, important e că aveți 600 de euro și puteți merge la 1200. Cum e a treia întrebare, domnul Luca? E bună. A treia întrebare e așa și așa. Așa și așa? Depinde dacă vă nimeresc cu subiectul. Înțeles. Hai să mergem mai departe. Ce am avut să pierd? 1200 de euro. Da, sunt 1200 de euro, adică na. Da. Asta e o întrebare venită din fapte reale. Ca să zic așa. Deosebire de celelalte. Da. Întâmplări trăite de Vlad, Andrei și Ana. 1200 de euro. Dacă știți cum se numesc faimoasele cascade aflate la granița dintre Argentina și Brazilia. Iguazu. Iguazu. Măi, numai așa, frate. Numai așa ne ăștia, jucați. Ăștia doi au cronometru în sânge. Da, numai așa ne jucați. Numai așa ne jucați. E mortal, Ana, cu Iguazu. Iguazu. Bravo, bravo. E bine. Uite, pimienile, Ana, îmi plac foarte mult. 1200 de euro sunt banii voștri. Iupi! Vlad a fost și a documentat acolo situația, de aici a venit întrebare. Da. Adică știm sigur, sigur că se cheamă așa și că sunt acolo. Bravo, acum... Andrei și Ana, felicitări, aveți 1200 de euro. Sunteți buni. Sunteți la un pas de 2400 de euro. Suntem, dar ne oprim aici. Nu vrei ca Ana să se bucure cu adevărat la 2400? O poșetiță, o rochițică, un pantofior? Nu. Ne oprim. Dacă vă zic domeniu? Ce domeniu? Nu, a zis dacă vă zic domeniu. Da. Dacă ne zici domeniu, ne gândim serios. Nu. Nu. Pentru că n-ar fi corect. Dacă vă zice domeniul, lucrul ăsta nu stă mai... Dar dacă vă zice domeniul, voi trebuie să fiți de acord și să ziceți da. Păi nu. Da. Dar nu vrei să le dai variante ajutătoare? Nu vrei să facem asta? Ia zi, George. Putem avea și variante ajutătoare. Deci, asta înseamnă că din 1200 de euro cât ați câștigat până acum, noi vă scădem 200 de euro, rămâneți cu 1000 și dublați la 2000. La 2000, deci nu mai câștigați 2400, ci 2000, dar aveți 4 variante din care doar una e corectă. Deci e ca la testul grill, înțelegeți? El pune întrebarea, după care rostește variantele, aveți timp de gândire mult. Stai că s-a și luat decizia. Ai zis ceva, Andrei? Da, mergem. Gata, cu variante ajutătoare? Hai. Da, sau fără. Da, sigur. Bine. Cu variante ajutătoare. Mult succes! 2000 de euro. Și uite, bonus, îți spun și domeniu. E din cinematografie internațională. Hai, zi că nu mai avem. Andrei și Ana, sper că sunteți așa cinefili. Întrebarea este pentru 2400 de euro. Pentru 2000, pardon, că s-a... Patru variante ajutătoare. Da, pentru 2000 de euro. Cine a regizat filmele Terminator, Titanic și Avatar? Iar variantele sunt A. Clint Eastwood, B. Quentin Tarantino, C. Ridley Scott, D. James Cameron. James Cameron. James Cameron și mai cum? Care v-a plăcut dintre filmele astea? Quentin Tarantino. Habar n-am. Cred că Avatar. L-am văzut. Ana, zi Titanic și fă-l de râs. Nu. Că nu știe ce film v-a plăcut. Dar răspunsul vostru este... Corect! 2000 de euro la dublu sau nimic! Bravo! Cel mai mare premiu pe anul ăsta, la dublu sau nimic. Sunteți un cuplu pe cinste. Ați făcut o echipă foarte bună în dimineața asta.
Vă felicităm, vă mai așteptăm pe la noi în direct și cu altă ocazie, dar va trebui să ne grăbim un pic. Putem să vă auzim că vă bucurați? Hai, 2, 3 și... Așa, priete. În dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio revine luni în Deșteptarea la Europa FM.